construit în ordine cronologică, a sosit ieri, săptămâna trecută, așa au fost lucrurile rânduite, a sosit în Timișoara vaporașul construit al doilea, de fapt. Vreau să vă arăt cum vor fi inscripționate și puteți să fotografiați. Deci ele sunt acum albe, un alb imaculat, mă rog, s-a depus puțin praf cu ocazia transportului. Dar deci pe spate o să scrie Primăria Municipiului Timișoara, o să fie stema și sub stemă va fi scris numele. Apoi sunt niște valuri care completează, iar pe partea laterală cât se poate de repede când vom obține toate aprobările de rigoare. Păi unde e pe lateral? Nu e ăsta. Nu e nici ăsta. Le-am spus, dar Curiță nu-și notează niciodată. Nu e niciunul dintre astea. Nu. Și ăla era chiar foarte frumos. Nu e ăsta. Să-l aducă pe cel care i-am spus că trebuie să fie. Nu sunt astea. Da, asta puteți să o luați și o să primiți și pe a doua. Astea sunt variante depășite. N-am mai discutat acum, nu știu, pe dânsul are temă și presupun că se pregătește, și-o face. Pe evident că nu le-am luat să le ținem, interesul este să le dăm în folosință cât se poate de repede. Dacă aș putea de astăzi, v-aș invita acum, după conferința de presă, să mergem la o primă plimbare. Nu se poate, vă rog să înțelegeți, nu vă pot răspunde. Eu știu că vreți să știți și că timișorenii își doresc să știe, dar nu avem cum să răspundem la această întrebare, că nu depinde de noi. Nu fixăm noi data. Cât se poate de repede. Cine are interesul să le țină în depou? Evident că nimeni. Bun, vă mulțumesc pentru prezența la conferința de presă.